Aflăm în concluzia cărții ultimele versete, versetele 6 la 21. Și când mă opresc în fața unei astfel de cărți și încep să o răsfoiesc și văd toate ciudățenile din ea, mă întreb, ce să fac cu astfel de carte? Acum, orice text biblic se interpretează într-un anumit fel, după un anumit tipar. În primul rând, trebuie să vii să spui întrebarea ce a însemnat textul pentru ei atunci acolo. Apocalipsa n-a fost scrisă pentru noi. Ce vezi, scrie într-o carte, trimite la cele 7 biserici, la Efes, Mirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia, la Odiseea, secolul I, Imperul Roman, Asia Mică. Acestea sunt bisericile vizate, destinatarii primari ai cărții. Dar după ce ai răspuns la prima întrebare, trebuie să încerci să răspunzi și la a doua întrebare. De ce? Pentru că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu, indiferent unde ar trăi în istorie, să fie desăvârșit și cu totul vrednic pentru orice lucrare bună. Cu alte cuvinte, Dumnezeu fiind același ieri, azi și în veci, cuvintele Lui sunt relevante, normative, în toată istoria, și pentru ei și pentru noi. Și de aceea, după ce am pus prima întrebare, trebuie să punem a doua întrebare. Oare ce înseamnă textul pentru noi acum și aici? Și în felul acesta actualizăm textul, nu împrumutând formele în care s-au turnat aplicațiile de atunci, ci căutând pentru principiile universal valabile forme relevante pentru noi. Dar când stai în fața unei astfel de cărți și te uiți la toate ciudățenile din ea, eu cel puțin mi-am pus o întrebare. M-aș fi bucurat dacă Ioan ar fi lăsat în carte un indiciu cu privire la interpretarea ei. Și pentru asta mi-aduc aminte că același Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu, a scris și Evangheliile. Și el își termină Evanghelia după Ioan afirmându-și scopul, la sfârșit, nu la început. Luca o face invers. Dar Ioan spune în capitolul 20, versetul 31, aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. El vine și așează înaintea noastră patru aspecte. Iisus este Hristosul, indiferent ce crezi sau nu crezi despre El. Iisus este Fiul lui Dumnezeu, chiar dacă tu l-ai respins. Există viață în numele Lui. Toate acestea sunt un dat. Nu poți nici adăuga, nici scoate din ele. Poți avea acces la ele prin credință. Dar credința este singura variabilă. Și dacă există credință moartă și zadarnică și drăcească, înseamnă că nu orice credință mântuie. Și de aceea Ioan, în înțelepciunea dată de Duhul Sfânt, nu te lasă să ieși din Evanghelia lui fără să verifici singurul aspect care ține de tine, credința. Cum o face el? Adăugând la capitolul 20, capitolul 21, în care alege din multele arătări ale Domnului Iisus Hristos câteva dintre ele. În prima vine Toma și ucenicii zic, Toma, l-am văzut pe Domnul! Toma zice, nu, dacă nu pun eu degetul și palma, nu cred. 8 zile mai târziu, Toma este acolo, vine Domnul Iisus, zice, Toma, adu degetul și pune-o în palma mea și palma ta și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Și Toma cade la picioarele Domnului Iisus Hristos și zice, Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar apoi Petru zice, mă duc să prind pește. O, venim și noi cu tine, toată noaptea pescuiesc. Domnul Iisus cu telecomanda mută bancul de pești totdeauna în partea cealaltă a corabiei. Și spre dimineață strigă copilașilor, aveți ceva de mâncare? Știți istoria. Petru sare în apă să întâlnească cu Domnul Iisus, să spele sufletul de lepădările lui. Și în timp ce merge cu Domnul Iisus, Domnul Iisus îl întreabă, mă iubești tu, Petre? Cred că i-au dat lacrimile când a treia oară îl întreabă Domnul Iisus, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Și Domnul Iisus spune, vină după mine și paște oile mele. Ce înseamnă să crezi? Să te întâlnești cu Domnul. Și o poți face pe paginile Noului Testament, pe paginile Evangheliei.
Dar când te-ai întâlnit cu El, trebuie să iei o decizie. Și fie îl primești, declarându-l Domn și Dumnezeul tău ca Toma, fie îl respingi. Iar dacă l-ai declarat Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, El este un Domn viu care poate avea pretenții cu privire la viața ta, cu privire la viața mea și trebuie să pornești pe urmele Lui și să-L slujești. L-am văzut pe Domnul, l-am mărturisit Domn și Dumnezeul meu, îl urmez și îl slujesc. O credință adevărată este o credință în acțiune care naște dragoste de frați și dragoste de oameni. Dacă același Ioan a scris Apocalipsa, m-am întrebat, oare în înțelepciunea pe care a dat-o Dumnezeu, n-a lăsat cumva în această carte ciudată câteva indicii ca să știu cum să abordez cartea, să nu mă pierd prin ea? Dragii mei, sunt zeci și zeci de interpretări ale acestei cărți. Care să fie adevărate? Pe ce să-mi fixez atenție? Ce să caut în cartea aceasta? Trei lucruri îmi spune în concluzia cărții. Că stăm în fața unei prorocii, adică unor adevăruri care prevestesc lucruri imediate. Vremea este aproape. Și, practic, cartea asta vine din partea Domnului Iisus Hristos și revelează pe Domnul Iisus Hristos. Și cele trei lucruri despre care aș vrea să vorbesc în această dimineață țin de natura profetică a cărții, de urgența etică a cărții și de focalizarea cristică a cărții. Dacă nu vrei să te pierzi prin ea, mai întâi trebuie să înțelegi ce fel de carte este aceasta. Și apoi, de ce a fost scrisă? Ce așteaptă Dumnezeu de la tine? Și de aceea, atenție, în curând și vremea este aproape. Dar, practic, ea este despre Iisus Hristos și din partea lui Iisus Hristos. Natura profetică, urgența etică și focalizarea cristică. Dar să ascultăm textul. Versetul 6, suntem în concluzia cărții. Și îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt adevărate și vrednice de crezare și Dumnezeul duhurilor, prorocilor a trimis pe robii săi, a trimis pe îngerul său la robii săi ca să le arate, să le vorbească despre lucrurile care o să se întâmple, notați vă rog, în curând, în curând. Și iată, eu vin, în curând, notați, vă rog, urgența etică, curând, aproape. Pe lângă natura profetică, elementul ăsta este subliniat de nenumărate ori în ultima parte a cărții. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, că se dau fiecăruia după faptele lui. Eu, Ioan, am auzit și am văzut aceste lucruri. Și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui și el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta, că și eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta lui Dumnezeu, să te închini. Apoi mi-a zis, să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este sfânt să trăiască și mai departe. Cine este neprihănit să trăiască și mai departe în neprihănire. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după faptele lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cine spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții să intre pe porți în cetate afară? Sunt câinii, vrăjitorii, ucigașii, închinătorii la idoli, cel ce iubește minciuna și cel ce trăiește în minciună. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu ca să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic, vino!
Și cine aude să zică vino. Și celui ce este sete să vină. Cine vrea să bea apa vieții fără plată. Mărturisesc că oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ea, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă va scădea cineva ceva din cuvintele din cartea aceasta, prorociei din cartea aceasta, Dumnezeu îi va scădea dreptul la pomul vieții și la cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin. Vino, Doamne Iisuse. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi, cu toți. Amin. Dacă ați urmărit textul cu atenție, Ioan, ca Evanghelii, ne lasă la sfârșitul cărții indiciile care să ne așeze pe direcția bună în înțelegerea acestei cărți. Și am găsit trei între ele. Unul, natura profetică, doi, urgența etică și trei, focalizarea cristică. Dați-mi voie să le iau pe rând. Natura profetică. De 6 ori îmi spune în aceste câteva versete finale că stau în fața unei prorocii, unei cărți profetice. Dar de ce este important lucrul acesta? Pentru că dintr-o dată îmi oferă o cheie ca să descui această carte. Îmi spune cum se citește această carte. De 5 ori îmi atrage atenția că vremea este aproape. Este o urgență etică. De ce îmi spune lucrul acesta? Ca să-mi spună ce să caut în carte, ce așteaptă Dumnezeu de la mine. Faptul că prorocul vine ca să inducă o decizie imediată, pentru că vremea este aproape. Lucrurile se întâmplă în curând. Și dacă Dumnezeu va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta, ar trebui să știu ce să fac ca să mă feresc de ele. Dar de 20 de ori îl pomenește pe Domnul Iisus prin diverse metafore sau prin pronumele personale. De 20 de ori, în mod evident, atenția profetului este pe persoana Domnului Iisus Hristos și el vrea să ne atragă atenția asupra persoanei lui. Natura profetică, urgența etică și focalizarea cristică. Aș începe cu natura profetică, adică cu modul în care se interpretează o astfel de carte. De-a lungul cărții Apocalipsă există nenumărate texte care vin și subliniază același adevăr. 11 texte care pomenesc că suntem în fața unei cărți profetice. Capitolul 1, capitolul 10, capitolul 11, capitolul 19. Dar ceea ce e ciudat că în ultimele versete înghesuie 6 astfel de afirmații legate de natura profetică a cărții. Oare de ce? Ca nu cumva să ieși din cartea aceasta și să nu știi ce ai citit, să nu știi în fața a ce fel de carte ai stat și cum se interpretează o astfel de carte. Mai mult, Ioan este un proroc. Eu sunt în împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii, spune îngerul înaintea căruia vrea să închine Ioan. Și dacă Ioan este un proroc, înseamnă că scrierea lui este o prorocie adevărat, îmbrăcată într-o haină mai ciudată, într-o haină apocaliptică. Așadar, cum se interpretează o carte profetică? Dar pentru asta trebuie să înțeleg care este rolul și locul profetului în economia legământului pe care Dumnezeu l-a încheiat cu poporul său. Pentru asta sunt obligat să mă întorc în cartea Exod, cartea pivotară a Scripturii. Aici se încheie legământul între Dumnezeu și Israel la muntele Sinai. Dar țineți minte, cartea are 40 de capitole, 3 ingrediente esențiale așezate într-o anumită ordine. În primul rând este răscumpărarea din robia egipteană în baza sângelui mielului pascal. Răscumpărarea nu din mâinile lui Faraon, ci răscumpărarea din fața revărsării mâniei lui Dumnezeu, pentru că îngerul morții a trecut prin Egipt ca să lovească pe toți întâi născuți. Cei care și-au pus sângele mielului pascal pe ușorii ușii au fost scăpați. Dar când ajung, după 3 luni de călătorie la Sinai, Dumnezeu le spune acum, dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu.
Îmi veți fi o împărăție de preoți, un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Moise coboară de pe munte, îi adună pe bătrâni, le spune cerința lui Dumnezeu și îi spune într-un glas: vom face tot ce a zis Domnul. În baza acestei promisiuni, Dumnezeu le dă legământul, cele 10 porunci și detalierile lui. Iar în capitolul 24, legământul este pecetuit cu sânge, este semnat și celebrat în prezența lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, deși răscumpărarea a fost prin har, relația cu Dumnezeu se tranșează în spațiul ascultării de Dumnezeu. Dar Dumnezeu, care știe cine suntem odată ce am fost atinși de păcat, El în bunătatea Lui mai adaugă o măsură de har, cortul întâlnirii, locul în care să ne putem rezolva în baza jertfei de ispășire și a mijlocirii marelui preot păcatele, neascultările noastre. Dar mă întreb, ce se întâmplă când cineva a călcat legea și ne socotește soluția lui Dumnezeu? Dumnezeu, care nu dorește moartea păcătosului, mai adaugă o măsură de har. Și această măsură de har, în momentele de criză, este tocmai lucrarea profetică în Vechiul și Noul Testament. Relația dintre Dumnezeu și Israel este o relație de legământ. Și am văzut că această relație este condiționată. Dacă veți asculta glasul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Dar nelegiuirea, dragii mei, sau neascultarea rupe legământul și Dumnezeu este obligat să dea o carte de despărțire și când El a semnat cartea de divorț, nu mai există drum înapoi pentru Israel. În momentele acelea de criză, profetul vine pe scenă să medieze, să mijlocească, să cheme poporul înapoi în legământ cu Dumnezeu. Ați văzut imaginea fusului profetic? Dumnezeu și-a întărit legământul cu binecuvântări și cu blesteme. Binecuvântările și blestemele sunt spații continue. Și odată ce profetul intră în spațiul acesta, poate aluneca dintr-un capăt în celălalt prin el. Profetul este un om al vremii lui. El vorbește contemporanilor săi. În cartea Apocalipsa, contemporanii săi sunt cel puțin cele 7 biserici din Asia Mică, din Imperiul Roman. Dar pentru că El are un mesaj urgent de comunicat, nu doar lor, ci întregii istorii, El alunecă prin spațiul profetic al binecuvântării și al blestemului, viitorului imediat, mesianic, escatologic. Noi adevărat suntem după învierea și înălțarea Domnului Iisus Hristos și ne-a rămas viitorul imediat și viitorul escatologic. Și în capitolele 4 la 22 am acest spațiu profetic prin care noi am umblat colindând cartea Apocalipsa. Cum se interpretează o astfel de carte? Dragii mei, Dumnezeu nu ne vorbește despre viitor să ne satisfacă curiozitatea, ci ne vorbește despre viitor să ne oblige să luăm decizii morale, curente, prezente. Și de aceea, întreaga carte, într-un fel, trebuie să slujească ascultătorii primari, cele 7 biserici și bisericile din jur. Exista și Colose, și Herapole, și probabil erau și alte biserici. Cu alte cuvinte, versetul 16 ne spune: Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu ca să vă adeverească aceste lucruri bisericilor. Bisericilor. Observați, ei sunt ascultătorii primari. Așadar, natura profetică a cărții ne ajută să ne reglăm într-un fel abordarea privind o carte, ciudată cum este cartea Apocalipsa. Dar am văzut că în concluzie avem o mulțime de afirmații legate de în curând, aproape, cu alte cuvinte simți o urgență etică, Dumnezeu te cheamă să faci ceva pentru că ceva bate la ușă și nu peste mult timp. Am spus de 5 ori se pomenesc acest vremea este aproape sau lucrurile au să se întâmple în curând, de 5 ori. Oare de ce? Ce vrea să spună Duhul lui Dumnezeu? O, dar lucrul acesta nu-l găsim doar în concluzia cărții, ci așa începe cartea. Capitolul 1, versetul 3. Ferice de cine citește și cel ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea. De ce? Căci vremea este
aproape. Observați, așa începe cartea. Și apoi, în versetul 10 din capitolul 22, la sfârșitul cărții, apoi mi-a zis să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta. De ce? Căci vremea este aproape. Atât de aproape, încât cine-i nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Dar nu dorește Dumnezeu moartea păcătosului. Ba da, dar există un moment în care Dumnezeu poate să spună destul. De 10 ori până acum m-ați ispitit. Veți pieri cu toții. Și acolo nu mai rămâne drum de întors, dragii mei. Atât de aproape. Vremea este aproape, dar oare cât de aproape să fie vremea? Eu citesc cartea aceasta și mă uit înapoi în istorie și au trecut 2000 de ani de istorie. Cum să iau astfel de afirmații? Urgență etică, aproape, în curând. Cum să mă raportez eu astăzi la astfel de cuvinte? Da, au trecut 2000 de ani, dar nu pentru Iuda. Observați, ascultătorii primari erau într-o anumită situație istorică. Cei care încearcă să dateze cartea Apocalipsa au două păreri. Majoritatea contemporanilor spun Ioan a scris undeva 92-95 pre vremea lui Domitian. Dar când citești cartea și o vezi presărată cu aceste urgențe etice, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, fiecare scrisoare se termină așa. Iată, eu vin ca un hoț. Ferice de cine își păzește hainele. Dragii mei, obligatoriu trebuie să împingi lucrurile spre datarea timpurie a cărții. Dar ce s-a întâmplat atunci? În 66 se declanșează răscoala împotriva Romei. Nero era încă pe tron, dă poruncă lui Vespasian, unul din generalii lui, să pornească din Siria cu oștile lui și să pună capăt răzmeriței din Iuda. Și Vespasian a început să cucerească deja cetățile din Galileea. Suntem în jurul anului 68-69. Oștile romane se apropiau de Ierusalim. Ierusalimul urma să fie încercuit, dărâmat, ars și mai târziu transformat într-o cetate păgână. Vremea era foarte aproape pentru iudei, pentru Iuda, pentru Ierusalim. Aproape pentru ei, dar pentru noi. Cum să iau astfel de atenționări. În curând, vremea este aproape. Cum să mă raportez eu după 2000 de ani la ele? Pentru asta dați-mi voie să las cartea Apocalipsa și să mă întorc în mica Apocalipsă din Matei, capitolul 24. Domnul Iisus era cu ucenicii lui, iese din Ierusalim și în timp ce trec pe lângă zidurile templului și pe lângă zidurile cetății, ucenicii se întorc spre Domnul Iisus, spune, Doamne, ce ziduri și ce pietre! Domnul Iisus nu zice nimica. Coboară, trece valea Chedronului, urcă pe muntele Măslinilor și se așează jos cu fața spre cetate. Se lasă tăcerea. Și Domnul Iisus le spune, adevărat, adevărat vă spun, că nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Imaginați-vă impactul asupra ucenicilor. Și într-un târziu îi pun o întrebare. Doamne, când se va întâmpla lucrul acesta? Când nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată? Dar imediat adaugă o a doua parte la întrebarea lor. Și care va fi semnul venirii tale? Fără să-și dea seama că între cele două întrebări se poate interpune o istorie întreagă. Două întrebări la care trebuie să răspundă Domnul Iisus Hristos. Priviți răspunsul Domnului nostru Iisus Hristos. În fostul profetic am viitorul imediat, când nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Vremea este aproape. Suntem în 68-69. Imediat romanii încercuiesc Ierusalimul. Dar venirea Domnului este în spațiul escatologic. Și atunci el răspunde la ambele întrebări, știți cum pleacă din
elementul local și alunecă spre cel global și se întoarce la cel local și este o mișcare permanentă între cei doi poli. Și asta face dificilă înțelegerea unor astfel de texte. Pentru că de la un verset la altul nu știi exact unde te afli. Dar el trebuie să răspundă la ambele întrebări ale ucenicilor. Vremea este aproape, deci este vorba despre un viitor apropiat. Hristos a fost răstignit, a treia zi a înviat, 40 de zile mai târziu s-a înălțat la cer și în ziua 50.000 Duhul Sfânt coboară peste ucenicii aflați în camera de sus. Ei, plini de bucurie, coboară în cetate și Petru începe să predice mulțimilor. Și textul spune că cei care l-ascultau au rămas strepunși la inimă și au strigat, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor voastre și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Deci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr, îi va chema Domnul. Și cu multe alte cuvinte îi sfătuia și îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Observați, atât de aproape, spune Petru, gândindu-se la profeția Domnului Iisus Hristos, încât să nu cumva să fiți părtași păcatelor, mântuiți-vă, ieșiți din mijlocul lor. Asta este o chemare spirituală. Ei au rămas în Ierusalim, numărul lor a început să se mulțească, Dumnezeu adăuga în fiecare zi la numărul lor. Dar 30 de ani mai târziu, când Ioan scrie Apocalipsa, deja evenimentele băteau la ușă. Băteau la ușă. Capitolul 18, primele 4 versete. După aceea am văzut coborându-se din cer un înger. Avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis, a căzut Babilonul cel mare. A ajuns un locas al dracilor și o închisoare a oricărui duh necurat și o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Pentru că toate neamurile au băut, s-au îmbătat de vinul curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea, iar negustorii pământului s-au îmbogățit pe urmele risipei ei. Versetul 4. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea, ieșiți din mijlocul lor, poporul meu, să nu fiți părtași la păcatele ei și loviți de urgiile ei. De data aceasta, chemarea este la o ieșire fizică. Istoricii bisericii ne spun că această chemare a fost auzită de biserica lui Hristos din Ierusalim. S-au ridicat, au trecut Iordanul, s-au așezat în Pela și au scăpat de încercuirea romană pentru că au crezut cuvintele lui Dumnezeu vorbite prin Ioan. Vremea este aproape. Înțelegeți? Pentru ei era realmente aproape, în mod fizic aproape. Dărâmarea Ierusalimului, dragii mei, a pus capăt templului odată pentru totdeauna. Da? Până la venirea de după din robia babiloniană, până pe vremea lui Zorobabel. Dar pentru noi, cum să luăm acest aproape și în curând dintr-o carte ca Apocalipsa? Și dacă citiți cu atenție doar cuvintele concluzive ale cărții, Ioan alunecă spre viitorul escatologic și acolo trebuie să înțelegem și noi mesajul acestei cărți. Natura profetică mă ajută să văd cum se interpretează o astfel de carte. Urgența etică mă ajută să înțeleg ce așteaptă Dumnezeu, care e decizia pe care trebuie să iau. Dar focalizarea cristică deschide înaintea mea toată perspectiva planurilor lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să mă apropii de ea. Dacă vrei să interpretezi corect Apocalipsa, trebuie să cauți un singur lucru în ea, în primul rând, pe Domnul Iisus Hristos. Așa începe cartea, descoperirea lui Iisus Hristos, din partea lui și despre el. Și toată cartea este plină cu imagini care îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă ce se spune doar în aceste câteva versete. El este Iisus, dar este mai mult decât atât. Este Domnul Iisus, dar mai mult decât atât. Este Cel trimis de Dumnezeu, unsul, Hristosul, Mesia.
este Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul, cel ce vine să judece și să răsplătească. Dar El este și rădăcina și sămânța lui David. Ce ciudat, și înainte și după David. Și este luceafărul strălucitor de dimineață. Se apropie Crăciunul, duminica viitoare, 25 decembrie. Arhanghelul Gavril este trimis într-o cetate de undeva din Galileea, probabil cetatea Nazaret, să vorbească unei fecioare. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia vei pune numele Iisus. Dar El este mai mult decât Iisus. Iisus este un nume de om. Pentru că textul continuă, El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt. Și Domnul Dumnezeu va da scaunul de domnie al tatălui său, David. El va împărăți peste casa lui David în veci. Împărăția lui nu va avea sfârșit. El este mai mult decât Iisus. Este Domnul Iisus. Este Domnul Iisus Hristos. Este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Da. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Și îngerul i-a zis, Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Alfa și Omega. Începutul și sfârșitul, cel dintâi și cel de pe urmă. Spuneam că atunci când citești această carte, după ce ai înțeles cum să o interpretezi și ce așteaptă Dumnezeu de la tine, ceea ce Ioan vrea să-ți spună este că dacă nu te-ai întâlnit cu Hristos, ai citit-o degeaba. Pentru că El este cheia veșniciei noastre. Și de aceea toată cartea este presărată cu imagini despre Domnul Iisus Hristos. La cina Domnului am început să trecem prin câteva din metaforele prin care Hristos se prezintă sau este prezentat de Ioan și am văzut că metaforele acoperă atât prima cât și a doua venire. La prima venire El este numit Fiul Omului, trimis de Tatăl și așeze pe pământ o împărăție veșnică. Domnul Dumnezeu va da scaunul de domnie al tatălui său David, El va domni peste casa lui Iuda în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. El este Fiul Omului din Daniel, trimis să așeze pe pământ o împărăție, dar nu folosindu-se de puterea fiarelor, ci venind ca miela lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și pentru asta a trebuit să nască din femeie, sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, să devină unul dintre noi, pruncul Iisus Hristos. Dar la a doua venire, El este leul din seminția lui Iuda, care va pune pe toți vrășmașii așternut al picioarelor Lui. Iar în finalul cărții Apocalipsa, Ioan insistă pe ultimele două aspecte, judecător și mire ceresc. Pentru că El este judecătorul, în fața judecății se reactivează urgența etică, pentru că judecata nu va ține cont de cine ești. Se vor deschide cărțile faptelor, se va deschide și o altă carte. Ne-a spus cartea Apocalipsa. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după faptele lui. Ferice de cine spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții să intre pe porți în cetate afară. Sunt câinii, vrăjitorii, da? Sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește minciuna. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu ca să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Vremea este aproape. Am văzut pentru ei, dar cât de aproape pentru noi? Cât de aproape pentru noi? Pentru ei, vremurile băteau la ușă.
armatele romane se apropiau de Ierusalim. Dumnezeu urma să șteargă templul de pe fața pământului. Pentru noi, cât de aproape? Au trecut 2000 de ani. Să mai iau în serios aceste cuvinte? Dați-mi voie să citesc Scriptura. Evrei, capitolul 3, versetele 6 la 11. Casa lui Dumnezeu suntem noi dacă, notați vă rog condiția, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, ajutați-mă să citesc ce scrie acolo. Când? Cât de aproape? Dragii mei, tot Noul Testament ne spune că Dumnezeu n-a dat niciunea dintre noi o săptămână. Nici 50 de ani, nici 80 de ani. Statistica ne spune 70, cei mai tare 80. Dar singurul lucru care îl avem este astăzi. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inima. Și uitați-vă la o istorie întreagă și învățăm de la ea. Nu vă împietriți inima ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit, m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Am jurat, dar, în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Și dacă nu intri în odihna lui Dumnezeu, înseamnă că rămâi afară. Sunt câinii, prăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna, jumătățile de adevăr și trăiește în minciună. N-aș vrea să fiu între ei. Dar singura condiție este să mă las spălat în sângele mielului. Înăuntru, Ioan în capitolul 7, versetul 9, vede o gloată pe care nu putea să o numere nimeni din orice neam, orice seminție, orice noroc și de orice limbă. Da? Ei stăteau înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și a mielului, îmbrăcați în haine albe, având ramuri de finic în mână, celebrând mântuirea care este prin har. Și unul din bătrâni îl întreabă pe Ioan, cine sunt aceștia și de unde vin? Tu știi, Doamne, aceștia vin din necazul cel mare și au spălat hainele în sângele mielului, pentru aceea stau în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului. Înțelegeți urgența lucrurilor? Ferice de cine spală hainele în sângele mielului sau spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții să intre pe porți în cetate. Dar știți care este pericolul? Ah, de când au adormit părinții noștri, toate lucrurile au rămas la fel. Și nu știm că o zi se transformă în 40 de ani fără să bagi de seamă. L-ai respins pe Iisus acum 10 ani și viața a trecut pe lângă tine, bălăcindu-te în păcat. E ultima chemare, astăzi. Ferice de cine spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții să intre pe porți în cetate. Iar în capitolul 4, versetul 9 spune, rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Dar mă întreb, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale? Nu cumva la umbra crucii celui care a zis, iată-mă, trimite-mă în sulul cărții, este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule? Și asta înainte de întemeierea lumii? Dragii mei, Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrările sale la umbra crucii Fiului Său. Și doar așa mă pot odihni și eu, la umbra crucii Fiului Său, să fiu spălat de sângele mielului, să mă albesc hainele, să ne grăbim, dar, simțiți urgența etică, să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare.
ferice de cei ce spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții, să intre pe porți în cetate. Dați-mi voie să focalizez imaginea pe versetul 16 din concluzia lui Ioan. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu ca să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. L-am așezat pe David în centrul imaginii, puteam să întorc lucrurile, să vin din veșnicie prin istorie înainte, dar observați, înainte de David trebuie să fie rădăcina lui David, nu-i așa? În Ioan capitolul 8, când iudeii întreabă, dar cine ești tu? Avram? Oh, Avram a văzut zilele mele și s-a bucurat. Ești tu mai mare ca părintele nostru Avram? Ești tu mai mare ca părintele nostru David? Da, eu sunt rădăcina lui David, dar sunt și sămânța lui David, adică sunt și Alfa și Omega. Cu alte cuvinte, sunt parte a istoriei umane, dintr-un capăt în celălalt. Cine ești tu, Doamne, unul ca voi? S-a făcut asemenea fraților săi în toate lucrurile. Dar dacă este unul ca noi, atunci el este omul Iisus Hristos prin care Dumnezeu va judeca lumea, spune Pavel înțelepților din Atena. Dar observați, dacă l-am așezat pe David îmbrățișându-l cu rădăcina și sămânța lui, cu Hristos, învăluindu-l cu Hristos, în același fel se spune luceafărul strălucitor de dimineață. David e aici, luceafărul e acolo. Nu-i așa? Cu alte cuvinte, imaginea te trimite la o altă realitate care este dincolo de uman. El este om adevărat, dar Dumnezeu adevărat. Și de aceea, el este mirele nostru ceresc. Toată istoria leargă spre o nuntă în care cerul așteaptă mireasa Fiului lui Dumnezeu îmbrăcat în hainele albe ale neprihănirii lui Hristos să fie prezentate întregului cer. Întregului cer. Mirele nostru ceresc. Și Duhul și Mireasa zic, nu așa zic, cum zic? Imaginați-vă o strigare care trece pe culoarele istoriei și a ajuns la mine, la tine, că dacă n-ar fi zis lucrul acesta, eu n-aș fi aici. Și cel ce aude să ducă ecoul mai departe, vino! Și dacă cuiva este sete și vrea să ia apa vieții fără plată, să vină, să vină. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin! Strigați cu mine, Maranata, vino, Doamne Iisuse Hristoase. Maranata, vino, Doamne Iisuse Hristoase. Amin.